Monșer, cam târziu ai venit, o să spun exact ca într-un baz. Bine ai venit, voinicule, că dacă mai întârziai, mă propădeam și eu. Să trei, așa se zice, e voie cu bine ai venit, adică nu e voie, voie e, dar bine e... ai venit, că ai venit să vizitezi, nu? Am înțeles, da. Bine te-am găsit, pot să zic asta? Da, alții spun da. Bine ai venit, rău ai nimerit. Sau nașpa moment, mișto colivă. Da. Așa? Corect. Am zis să facem un tur de data asta din lucrurile care nu prea s-au văzut vreodată pe cameră și pe care le știu numai ăștia care umblă mai des. Corect. Prin Belu, că nici pe tine nu te-am găsit de ieri de astăzi să încep cu cunoștințele. Dar n-am vorbit nimic. Nu. Adică nu știm. Nu. Bun. Fac eu câteva surprize. Gata. Înainte. Dar eu am voie să pun întrebări. Câte exact vrei. Exact, e un fel de tur ghidat. Normal. Gata. Ei, nici n-am mai fi stat noi de vorba așa înainte ca să știm, da. Dar tot împlinim în martie 2 ani de la primul podcast de la Belu. Era Corect. Cazul să facem și în teren, mai ales că avem și proiecte noi. Gata. Primul mormânt, pe cât de mic mormântul, pe atât de mare omul, este cel care este Hans Christian Andersen la danezi, frații Grimm la nemți, Jules Renard la francezi, Petre Ispirescu, cel mai mare culegător de folclor românesc și cel mai mare povestitor. Că în momentul când zici povestitor, zice, mare brânză, a scris și el niște basme. Nu numai a scris, omul a bătut satele României și a notat de la toate bătrânelele, de la toate cutare. Ia zi, maică, care e pe la voi în sat? Rămâne totodată legat și de istoria cimitirului Belu, fiindcă el pune în tinerețe fără bătrâneții și viață fără de moarte Valea Plângerii. Că până Valea Plângerii se duce eroul, Valea Plângerii care nu e luată din imaginație, e luată din spatele cimitirului. Înainte să fie parcul tineretului, în spate era Marea Mlaștină, devenită groapă de gunoi, Valea Plângerii. De acolo a luat-o? De acolo a luat-o, că omul trăia în București. Și la un moment dat s-a gândit, cum să-i zic un loc oribil. A, stai că este acolo. Valea Plângerii și singurul loc de Belu care a dispărut. M-am gândit că n-ai cum să-l aduci pe Cătălin Oprișan la Belu și să nu treci pe la mormântul lui Ivan Pațaichin. Cred că e ultima mare personalitate sportivă care a ajuns aici și sper să ajungă cât mai târziu ceilalți. Am o poveste care e a mea 100%. M-a chemat personal, dă-i seama, e o furnică și să te cheme un elefant la ziua dumnealui și nu m-am dus. De unde să știi că e ultima? Mm. Adică a venit invitația, te aștept cu plăcere, după ce îți povesteam că la o întâlnire a venit cu un săculeț. Nu, întâi a venit așa și a zis, aș putea să vin și eu la Neața? Domnul Pațaichin, noastră sunt, adică deschidem emisiunea și o închidem când ziceți dumneavoastră, nu e dacă puteți veni. Nu, n-aș vrea să deranjez. Domnul meu, nu te lua, așa vorbea. N-ai, suflet imens. Da, era recunoscut ca fiind un om de modestie rară. Exact, așa era. Deci nu e ca acum să vorbim de defunct frumos, nu. Și a zis, uite, exemplu, cu mine, deci nu povestit, mă rog, și a zis, pe la 9 e ok, dar am parcarea acolo în spate că aș veni și cu o canoe din asta, îi zicea cumva că voia să făcea cu ea pe Dâmbovița, canotcă. Canotcă, combinație între lotca pescărească și canoe. Și a venit cu aia, Damian, pus-o pe două capre așa și cu o punguliță pentru mine, pentru Dani și pentru Răzvan. Deci eu aveam punguliță, am desfăcut și pe lângă ce avea el cu Rove Mania și nu știu ce cu Rove, știi, de la... Conceptul așa, pe care l-a lansat el ca să impulsioneze turismul în Delta exact. Dunării. Mi-a dat o pereche de ochelari, mi-a dat tuturor o pereche de ochelari de soare cu ramă din lemn de lotcă, de canotcă din aia. Noi ne-am uitat așa pe poveste de acum minimum 8 ani, să nu zic 10-8. Nu, ce e asta, zic, că ramă așa ușurică, nu era... Și exact cum zici tu, o să vedeți voi peste aia. Uite-te acum cum se caută ochelarii cu ramă din aia de... A stat cu mințel, uite așa, și făcea așa și zicea, dar eu am emoții. Băi, domnul Pațaichin, hai bă, să terminăm cu bășcălia, că nu vă crede nimeni. Noastră jocul... Ba, chiar era de crezut. Așa era, așa era. Acum nu forțăm, zice-se că și un picuț, ok, fumător, n-a fumat. În cariera de sportiv nu ulterior. A fumat nicio secundă. În secunda în care s-a apucat de antrenorat. Deci dumnealui ca sportiv nu a fumat nicio secundă. Era și greu un pic. N-ai cum să ții suflu. În ziua în care a zis n-am mai depins de mine, Nea Cătăline, și fluieram după ea, că nu mai eram eu. Na, dar cu o poveste fabuloasă. Da. Fiul de pescar, crescut mai mult pe barcă decât în casă. Da. Vâslind, dormind, zicea la un moment, dacă pleca cu tata la pescuit. Și adormea vâslind. Și ne ducem în Delta. Și ne ducem în Delta și când filmam în Delta, acolo vine un domn, se apropie de mine, vagabond. Și stătea așa, față de Lipovean, mâinile arse, tenul ușor ars, zice, domnul Oprișane, eu te urmăresc așa cu 4 ani. Știi cine sunt? Da, zic, mi-a dat cădere. Mă uit așa în sus, mă uit în jos, zic, bă, știu de undeva, dar de unde? Hai, mă, zic, lăsați-mă, zic, un pic, că...
și mi-am adus aminte Los Angeles 84, Ivan Pațachin era sigla, era logo și Toma Simionov. Toma Simionov era lângă mine. Elisabeta este o personalitate pe de-o parte atât de caracteristică secolului romantic, secolului 19, o femeie care exact întruchipează idealul romantic german, total dezinteresată de ceea ce era real, de viața concretă, de bani. Era recunoscută că până la sfârșitul vieții ea nu înțelegea care e 100 de lei, care e 1000 de lei. Ea tot timpul se întreba dacă e destul, pentru că era aplecată numai spre valorile intelectuale. O femeie într-o reală cultură, asta i-a fost recunoscut incontestabil, nu e neapărat recunoscută ca o mare poetesă, cu pseudonimul de Carmen Silva, dar ca o femeie cultivată cu siguranță era, însă într-adevăr o fire ceva mai exaltată. Pe de o parte pot fi explicate principalele derapaje care îi se pun în spate, sunt oricum din perioada a doua a vieții, a avut o căsnicie de... din 1869, 45 de ani, cu un tip mai mult decât dominator. Carol I a interzis cu desăvârșire orice amestec în viața politică, orice fel de partiprii cu societatea românească. Ea s-a refugiat în întregime în arte, plus că are, bineînțeles, o decepția maximă care poate fi imaginată în situația de mamă, decesul unicului copil. La imaginea 2 o vedem pe Elisabeta cu singurul copil al cuplului princiar, este vorba de principesa Maria sau Mărioara, a nu se confunda cu fiica reginei Maria, născută la 1871, mi se pare, sau 70, și decedată, din păcate, de scarlatină la nici 4 ani, în 1874. Fusese văzută, acum cât e vorba de laudă, cât e vorba de realitate, dar fusese văzută ca un copil precoce, care știa românește și care era o încântare pentru părinții ei. Moartea ei la nici 4 ani, e clar că i-a produs o decepție care a măcinat o întreagă viață pe Elisabeta, asta se vede și în lirica ei, și se pare că a produs și o îndepărtare da. A cuplului se regal. Se închide în ea? Se închide ea într-o bună măsură și se refugiază într-o mare măsură în arte. Prima pasiune pentru ea este muzica și urmată la scurtă distanță de literatură de scris. E, bineînțeles, poetesă de factură germană, însă se apropie foarte repede după venirea în țară de omul de la imaginea, un moment să-l identific pe aici, 43, Vasile Alexandri. Deci unul dintre primii noștri mari reprezentanți literari, bardul de la Mircești, devine treptat, nu s-a întâmplat instantaneu lucrul ăsta, dar devine om de casă. O amuza foarte mult pe Elisabeta comportamentul ăsta de moldovean șugubăț, așa, care venea cu multe snoave, cu multe poante și care, la un moment dat, se apropie sincer de asta, e o întreabă limpede și o învață cum stă treaba cu lirica românească, o învață nu numai limba română propriu-zis, o învață să și facă poezie în română. Adică iar un talent aveți, dar trebuie să veniți pe... Exact. Iar sistemul nostru îi răspunde traducându-i lui poeziile în limba germană. Deci Elisabeta este prima traducătoare a lui Vasile Alexandri în limba germană. E un serviciu contra serviciu, să-i spun. Apropo de scris, iartă-mă, e cea care a făcut primele review-uri la o mașină de scris? Apare ca imagine de prima... campanie publicitară. Da. Da, pentru o mașină de scris. Sună ciudat azi cu review-uri, dar da. Da. Erau comentarii, nu știu cum să le spunem. S-a preocupat. Casa Regală Românească era, cel puțin la începuturi, printre cele mai sărace din Europa. Și Elisabeta s-a implicat în sporirea bugetului Casei Regale făcând reclamă. A făcut reclamă la mașini de scris pentru că ea era o scriitoare împătimită și își redacta toate documentele personale, erau redactate, bătute la mașină de ea. Și totodată era o fumătoare împătimită și au existat în vremea aceea, n-am reușit să identific fabrica, dar un producător român a avut ideea asta, cele mai bune țigări pe care le fabrica el le-a botezat Carmen Silva și se pare că regina a venit personal la expoziție în momentul când omul și-a lansat produsul, a cumpărat o poșetă întreagă și a spus că îi le va duce regelui. Să specificăm lucrul ăsta, suntem într-o perioadă când fumatul nu este considerat nociv, ba dimpotrivă, mulți medici recomandau fumatul, considerând calmant da. Pentru nervi. Oricum, moft era, adică toată lumea trebuia să fumeze. Modă. Era modă în adevăratul sens al cuvântului, dar e adevărat că mai puțin pentru femei. Elisabeta este una dintre primele femei de rang înalt din lume care sparge bariera asta socială. Oricum, este contemporană cu Sisi a Austriei, nu e singura da, care manifestă da. Comportament original, dar ea este cea care face reclamă inclusiv la țigări. Era o persoană profund originală și cu siguranță avea un simț al umorului
Deci extrem prea de... se spune că s-a născut cu un pas înaintea vremurilor sau da. Că a trăit un... Avea un simț al umorului extrem de personal, e cunoscută, de exemplu, faptul că în Constanța, odată ce s-au, și-au stabilit reședința și acolo, regina ieșea pe balcon și făcea cu Batista când auzea că pleacă cât un vapor, ba mai mult scotea portavocea și rostea câte o poezie. În plecare am de avut... De bun augur. Da, da, da. Am avut crucișătorul Elisabeta, care da, purta numele da, ei. Da. Adică au fost cu siguranță modele, adevărate modele, atât regele cât și regina, regele, figură autoritară, să revenim un pic la imaginea lor, hai să luăm pe Carol I în 1877, regele, figură autoritară, om dedicat cu totul țării și, pe de altă parte, regina, femeie de bine, femeie care s-a preocupat permanent de binefaceri și regele. Asta îi se trece de multe ori cu vederea lui Carol I, dar rezultă negru pe alb din testamentul său. Omul lasă 12 milioane de lei la valoarea de atunci a leului, care e mult mai mare, așezămintelor culturale și de binefaceri. Și întreaga lor domnie, asta a fost o grijă permanentă, deci vis-a-vis de viziunea comunistoidă asupra istoriografiei ca asupra sângelii poporului, lucrul ăsta nu se aplică, cel puțin în cazul lui Carol I și al Elisabetei, absolut deloc. Din activitatea oamenilor reiese clar că s-au preocupat permanent pentru ajutorarea celor lipsiți și mai mult decât atât, pierderea fetei a făcut-o pe Elisabeta să se refugieze în artă, dar nu să se refugieze în artă, să se desprindă pur și simplu de lume, s-a refugiat în artă și a căutat să adopte personalități culturale și principala ei adopție, să spunem așa, avem la imaginea 40. Momentul în care cuplul regal îl descoperă pe copilul minune George Enescu, pe care îl vedem aici în fotografie alături de regina Elisabeta, cel mai probabil sunt la Peleș. Enescu e descoperit pe la 14 ani de cuplu regal. Carol I nu s-o omora cu muzica, el nu prea s-o omora cu artele în general. În afară de asta e muzica ce-mi place... Da, discutăm imediat de rolul ăsta, dar și el, în momentul când l-a văzut pe Enescu la Ateneu, la 14 ani, dirijând Poema Română, a spus azi că, într-adevăr, e ceva cu băiatul el. Ăsta merită să fie încurajat. Ăsta e, de fapt, unul dintre rolurile de bază, incontestabile ale familiei regale, au știut să promoveze talentele. Au știut să le identifice, au știut să le promoveze, pentru că odată ce erai susținut de Casa Regală, îți găseai și auditoriu și alți sprijinitori. Enescu avea cameră la Peleș și la Cotroceni, era obișnuitul Casei Regale, făcea ore de muzică cu regina la prânz și seara. Regina este cea care s-a ocupat, a făcut o colectă publică pentru a-i se cumpăra lui Ionescu o vioară Amati, care nu sunt expert în domeniu, dar Amati alături de Stradivariu sunt printre cei mai cunoscuți lutieri din istorie. L-au trimis la studii în străinătate să-și perfecționeze, l-au susținut când în urma unui accident s-a legănat pe un scaun Enescu, s-a rupt scaunul cu el și când a căzut și-a fracturat un deget. Și nu suna mare brânză, dar pentru un violonist e gravă treaba. L-au susținut să se recupereze și Enescu a rămas apropiat al Casei Regale până la dispariția Casei Regale, pentru că el trăiește până în anii 50. 54, mai 55. Da, și este într-o bună măsură, este produsul, bineînțeles, al talentului său, dar sprijinit constant de Casa Regală. Nu putem uita nici un muzician mult mai popular, imaginea 41, l-avem pe un alt celebru violonist al epocii, dar mult mai cunoscut în mediile de petrecere, este Grigoraș Dinicu, care la fel s-a bucurat de patronajul reginei Elisabeta, la fel cum în domeniul picturii s-a bucurat primul nostru mare pictor din școala clasică, pentru că avem și precursori, 42, majoritatea îl cunoaștem de pe bancnota de 10 lei, este vorba de Nicolae Grigorescu. Nicolae Grigorescu, care la începuturile carierei sale era nevoit să-și vândă tablourile pe niște sume derizorii, pe câteva sute de lei, pentru că încă nu exista curentul artistic de snobi, exista, dar toți căutau pictori străini sau și mai ironic, căutau reproduceri după mari pictori străini, neglijând producția autohtonă. Da, care poți să le faci, ăla era cel ce le putea face, ăla era pictorul mai cunoscut. Și regina este cea care îi cumpără voit picturile lui Grigorescu la niște sume exorbitante pentru vremea aia, tocmai pentru a îi forța pe snobii epocii să zică, păi stai un pic numai regina, eu nu pot. Și apăreau la expozițiile organizate ulterior de Grigorescu, apăreau tablouri cu bilețel jos cumpărat de maestatea sa regina României, ceea ce automat năștea concurență. Da. Și de acolo s-a alăturat și Gheorghe Grigore Cantacuzino Nababu, care i-a vărsat la fel o sumă considerabilă și în felul acesta Grigorescu a ajuns să fie recunoscut
la nivelul talentului său. Că despre asta în perioada vieții. Că despre asta e vorba. Și bineînțeles, în literatură, aici e greu de departajat, dar cum am spus, Regina nu făcea politică. În schimb, omul ăsta a făcut politică la Imaginea 44. E o personalitate dublă, Titu Maiorescu, pe de-o parte reprezentantul curentului junimist în politica Partidului Conservator, dar pe de altă parte unul dintre principalii părinți ai vieții noastre culturale în societatea lui literară la Junimea. S-au afirmat, așa cum am discutat mai pe larg în podcastul 2 da, despre Eminescu, marile personalități culturale ale epocii. Maiorescu, oricum, nefiind boier de neam, avea dorința asta de a intra în cercurile înalte și ăsta a fost un factor al casei regale, faptul că simpla acceptare a unei personalități în casa regală, în preajma casei regale, automat creștea stima de sine a omului. Ceea ce astăzi se întâmplă cu emigrația și cu imigrația. Da. Că noi deja suntem în falea de mijloc. Noi nu numai emigrăm, am început să și primim, mulți, imigranți mulți, care stau în niște condiții greu de imaginat. Niște am salarii. Avut ocazia să văd lucrul ăsta, 5 oameni în șase, într-un apartament cu două camere, unul stă acasă, face menajul și gătește, ceilalți, el nu lucrează, propriu-zis, n-are salariu, ceilalți îi dau și lui bani și ei pe niște salarii unde în România abia subziști, trimit bani acasă. Dar bineînțeles că asta iarăși nu este exact ca grasul care merge la fast food, nu e de dorit. Adică să nu zicem că se poate mai rău, se poate mult mai bine. Da, corect. Da, asta, noi suntem undeva la mijloc și exact lucrul ăsta este speculat în gândirea capitalistă, că nici aia nu-i perfectă. Păi nu mai cere atâtea drepturi, drăguță, că poți să chem pe altcineva care să facă pe jumătate din bani. Corect. În anii 90, și poate muncește și mai mult ca tine. În anii 90 era mentalitatea asta, a, nu vrei, pleacă, că uite, uite cât e coadă. 300 de oameni stau afară. Acum s-a dus coada în altă parte, ne-a plecat pe statistici 30% din populația activă. Ceea ce l-a comparat la nivel mondial, suntem după Siria, care a avut un fucking război. La noi au plecat pe pace. Deci cum la noi Ceaușescu a reușit cea mai mare demolare de oraș în condiții de pace din lume. 30%. Da. Avem ceva cu treimea asta nenorocită. Da. 30% din București demolat pe timp de pace. Da, și apropo de Iorga, am citit zilele trecute, n-are legătură cu Iorga, dar tot în spiritul ăsta, spune așa, cineva pe Facebook, chiar că acum toți filozofii sunt pe Facebook, dar asta e super ok, spune așa, suntem singura țară din lume care pe timp de pace ne-am autodistrus timp de 80 de ani. Că pe noi nu ne ataca nimeni din 45 până acum. Da. Dar noi ne-am autodistrus. Păi cum? Păi uitați-vă, pe când la economie, agricultură, cultură, societate, sănătate, educație, așa mai departe, până la demografie. Că pe tine nu te-a obligat nimeni să pleci de aici. Dar noi am ajuns undeva la 16 milioane, hai să nu ne mai ascundem. Aici hai să nu ne mai ascundem. De o altă trăsătură a noastră care ar trebui să fie un avantaj și acum tot în dezavantaj se transformă pentru identitatea noastră națională, faptul că suntem al naibii de adaptabili. Da, corect. E un alt lucru care istoric ne-a asigurat supraviețuirea. Faptul că noi și mutați în altă parte deveneam de-ai locului în cadrul aceleași generații. Da, erau niște drame alea, niște tragedii. Vezi Bărăganul, vezi Siberia, vezi așa mai departe. Acum nu mai sunt. Acum pleci de bunăvoie în Suedia și te adaptezi. Tu plecând de la Constanța unde ai temperatura medie, nu știu, habar n-am, 12 grade, 15, cât ori fi. Dar la români se observă o diferență, adică în Statele Unite, care sunt cumva polul emigrației mondiale, istoric vorbind, acolo au emigrat toți. Aveai comunități de italieni, de chinezi, irlandezi. Prima, a doua, nu, fără ăia vorbesc aceeași limbă, la ei tranziția e mult mai ușoară. Da. Vorbesc de contactul cultural, odată ce vorbești aceeași limbă, deja ți-ai ușurat radical parcursul. Ăștia care veneau din alte matrici culturale, prima, a doua generație nu se integra. Adică aveai bunile none italiene care ele în continuare vorbeau italiană, nu se înțelegeau. Mâncau în continuare la fel, se îmbrăcau la fel. Bine, este fabulos astăzi să vezi o nona italiană care se uită cum se face lasagna la restaurant și pur și simplu nu. E memul ăla cu ăia de-l țin să privească un italian cum pune unul ananasul pe pizza. Ce privește-mă, nenoră! Da! La român nu există chestia asta. La noi, în ciuda celor două osternuri făcute în perioada, sau trei, ăla cu petrolul, dolarii și ardelenii, când am încercat să facem noi western, n-a existat chestia asta. La noi s-au integrat perfect în patria de adopție, indiferent unde a fost aia, din prima generație. Generația care a emigrat, aia la sfârșitul vieții era perfect integrată. Corect. Întotdeauna, de subliniat, ăsta e o treabă, într-adevăr, care trage spre noi, ca aspect exterior. Mentalitatea, fondul, rămânea specifică.
În sensul că era un soi de spoială, cel mai bine a spus-o Tito Maiorescu, forme fără fond. Fond, teoria forme fără fond. Pentru că adaptabilitatea tinde să se conserve pe sine ca trăsătură exact așa. Nu mă schimb până în profunzime, că nu se știe cum iar să schimbă contextul și-s nevoit iar să mă adaptez. Drept urmare, nu o să am niște convingeri foarte profunde. Ce zici, Matale, acum? E lege să facem? Așa facem. Mai e lege? Nu mai e lege? Pac! Gata, dă-o! Plus că la noi e până astăzi, nu ne place să o recunoaștem, bine ar fi să devenim convinși să nu o mai facem. Șmecher e ăla care fentează legea. Da, ăsta e șmecherul. Numai de șmecher, da, de unde, da, a venit e o treabă deja știută. Da, tot o românească, da, e. Da. Tot o românească e. Veneau oamenii din Transilvania cu faimosul certificat de șmecher. Da, mai ales negustori sași șvabi cu tare. Mergeau în zona viticolă a României, în Oltenia, la Drăgășani, da, etc. Li se dădea să guste vinul pe care urmau să-l cumpere, se matoleau, după care în butoaie să băga altceva. Schmecken vine din germanul Schmecken, care înseamnă gusta. Și și-au luat degustători, oameni care se pricepeau, da, la calitatea vinului și care nu, pe care nu mai puteai păcălăie. Trași în piept și oltenii, că de la ei vine, au spus, ăsta e Schmecken, mă, nu poți să-l, da, faci. E, și primeai diplomă și certificat de șmecher. E trist că la origini cuvântul ăsta înseamnă de fapt să respecti învoiala, că șmecherul se asigura că nu e diluat, dat este conform cu calitatea. Dar acum s-a sucit și exact invers. Acum șmecherul, exact ceea ce spune puia în, undeva în Balcani, am făcut un clasament al melodiilor care ne caracterizează, că să fim serioși, la astea este cel mai receptiv. Da. Nu o să-l citească toată lumea pe Rădulescu Motru, nu pozițion elitist, dar știu că nu prinde. Da. Așa, dar în schimb câteva melodii nouă ne-au croit identitatea de neam acum în contemporaneitate. Da. Undeva în Balcanea lui Puia. Tot Puia sau la familie, am cer scuze, nu sunt foarte bine familiarizat, cu portret de politician. Avem paraziții mari români și Faciu România. Avem Vanc cu Vreau o țară ca afară. Și lista poate să continue. Da, da. Băi, în toate chestiile astea se vede că noi nu prea ne suportăm. La un dat la Puia e o treabă, nu-mi vin versurile exacte, că ești șmecher cât timp ai bani și cât timp poți să manevrezi, după care gata, pici la... iubim personajele negative, infractorii, îi protejăm, îi cinstim, timp mai rău ca diktatorii. Răufăcătorii sunt șmecheri când au banii, dar ajung infractori când au gologani. Deci tu ești de fapt în aceeași situație, dar faptul că ai putere de influență te pune pe o poziție superioară. Când nu-i mai ai... Și din păcate asta e o hibă pe care o vezi la filmările de la știrile, mai ales la ora 5, ăia opriți pentru chestii flagrant greșite în trafic și care de multe ori, ori știi cine sunt eu, ori sună pe cineva. Adică în loc să, da, accepți faptul că am comis o infracțiune, de cele mai multe ori minoră, prieten, nu te bagă nimeni la pușcărie, e o amendă. Îți, da, 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 scap, pe... scap simplu, ușor. Dar, deodată să umflă tărâța vis-a-vis și dacă de... nu poți tu prin prestanța ta, ai un prieten. Exact. Păi tu știi cine sunt eu? Nu. Dar s-a întâmplat acum 2 săptămâni la băiatul... Da, din păcate și personalitate cu funcție publică... 2 săptămâni când filmăm noi, că... Na. Da, da, da. În primăvara acestui an, ca să zicem așa. Nu oprești să încerci, bună ziua, am comis o iertăciune. Iertăciune, dacă se poate. E tot treaba asta, noi vrem să fim excepția. În permanență avem o treabă dintre asta, iarăși, eu nu spun că e toată lumea așa. Dar e o treabă care se întâlnește destul de des. Da, dar am ajuns ca normalul să-l scoatem la rang de wow, de senzațional. Da, astăzi, ăia, de exemplu, care au maniere vechi, nu mai sunt, da, grosul, sunt excepția. Să deschizi o ușă, da, unei fete... Da, du-te, bă, de aici de moș. Exact, să... Duci flori, să aștepți la restaurant, să... Să știi când să folosești pronumele de politețe și când să folosești persoana a doua, sau să știm că măcar să ceri acordul, da, ca să treci la persoana a doua. Da, 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 să ne tutuim. Nu pleacă așa din inerție. Lucrurile astea au devenit... Da, te ia la moș. Domnul la Andrei Pleșu are un articol pe tema asta, nu mai știu exact titlul, de tranziție la lumile noi, că asta, adică platitudinile au devenit rarități. Bunul simț a devenit ceva exotic. Deja... La toate neamurile sau doar la noi? Treaba asta, asta am prins-o la Vintilă Mihăilescu și eu rezonez foarte puternic cu ce a spus omul ăsta. Revenim la ideea că nouă ne place că planează un destin tragic peste noi. Nu e doar peste noi, e peste tot.
E adevărat, limba engleză și ca structură gramaticală n-are atâtea formalități. Hello, how are you? Da, și acolo e mai adresarea mai direct, adică hai să ne aducem aminte de Dallas, în care el mic vorbea cu GR, cu GR-ul, cum ziceam noi, numai cu I love you, I love you daddy, I love you too și așa mai departe. La ei nu existau dumneavoastră. Americanii și-au construit o identitate prin stilul lor foarte direct, da, de abordare. Da. Ceea ce, pe că măsură, se părea, Doamne, ce noi veniți spre Orient, păi la japonez, dacă ai făcut anumite gesturi, ești direct exclus. Da. Sau e celebră, e cazul monsignorului Vladimir Ghica, care ajunge în audiență la împăratul Hirohito. Și după ce audiența merge cordial, se înțeleg foarte bine că Hirohito, iarăși, trecând peste vinele, peste invitovățile istorice care sunt reale, era o personalitate foarte cultă și știa să rezoneze. Cordial merge audiența, la final, fie deprindere, fie pur și simplu forțarea protocolului, monsignorul Ghica dă să-l binecuvânteze. Și l-atinge pe împărat, persoană sacrosantă. Mare. Moment în care ex-samurai, dar care își păstrau codul, au sărit imediat. S-ar să-l masacreze. Direct. Ai atins persoana sfântă a împăratului. L-ai atins pe zeul nostru în viață. A fost nevoie de intervenție personală a lui Hirohito. Băieți, e ok. Dar e ok că facem o excepție. Nu ca așa ar trebui să... În general, omorâți pe oricine până mâna pe mine, dar asta e, asta e ok. Pe băiat lăsați-l, da. Da. De ăsta mi-a plăcut, pe ăsta omorâți-l ultim. Da. Dracu nu știe viitorul. Asta vis-a-vis de cei care practic așa zisa magie neagră. Nu stăm să detaliem. Da, există o defalcație din asta, magie albă, magie neagră. Sunt unii care pretind că lucrează cu magia neagră și că află viitorul prin intermediul dracului. Dracul nu știe viitorul, pe ăla îl știe numai Dumnezeu. Și am spus-o la români că am avut ocazia. Da, și ți-o dă funcție de... opțiunea personală. Dar dracul, având toate cunoștințele astea din urmă, poate să intuiască cu destul de multă precizie. Adică el și din niște gesturi ale tale poate să cred că ție îți place de roșcata aia. Ia fii atent că am și deznodământul pentru tine. De aici există o recomandare care eu cel puțin am găsit o zicală, decât să nu știe nici dracu ce vrei să faci. Există o credință populară mai mult, dar e întâlnită și în teologie mai difuză așa, că dacă ți-ai făcut un plan, să nu-l spui până îl pui în lucru, propriu zis, că dacă îl spui, îl faci pe ăsta atent și el, bineînțeles, că o să încerce orice, numai să nu-ți iasă. Am găsit un proverb popular foarte fain, nu-l știam până să vin la emisiune, Dumnezeu face casa, dracu aduce musafirii. Adică Dumnezeu te ajută la partea constructivă, chinuie, dracu, dacă poate să-ți bage niște bețe în roate, ți le bagă. Cam așa ar fi intuiția asta demonică. Deci nu poți să fii omniprezenți, dar se mișcă foarte repede. Nu poți să vadă în sufletul, în mintea omului, dacă nu scoate pe gură și nu pot predice viitorul, dar stau foarte bine la capitolul intuiție și deducție. Așa, și sunt o sumă dintre astea de alte trăsături. Bineînțeles că nu sunt constrânși de limitări fizice, pot să treacă prin pereți, prin cutare, că sfințe spirituale. În general, e bine cu băgare de seamă. Acum am făcut, pe scurt, am spus că ne limităm la demonologia creștină. Drept urmare, cam ăsta este contextul biblic general care se referă la diavol. Mai menționez pe lângă Biblie niște apocrife creștine. Apocrife sunt scrierile care n-au intrat în canonul care a format Biblia. Biblia nu este o carte, este o colecție de scrieri de-a lungul a 1000 de ani redactate și a fost stabilită în secolul 4 de niște cunoscători ai Scripturii. Nu exista Biblie în formatul de azi până atunci, s-au strâns niște oameni școliți în direcția asta în secolul 4 și au zis, băi, ce scrieri sunt formative pentru credința creștină? Aia. Restul de la afară. Știau de existența lor ca aia. S-a descoperit Evanghelia după Iuda. Vax. Să știa de sute de ani de existența ei, numai că bineînțeles că în perioada Inchiziției, poate nu era cel mai deștept lucru de care voiai să menționezi. Dar ele existau, s-au păstrat, chit că s-au chinuit oamenii, nu spun dacă e corect sau greșit ce au făcut aia de altă dată, s-au chinuit să le cam distrugă, dar tot s-au mai păstrat prin biblioteci. Asemenea cărți sunt, de exemplu, cartea lui Enoch. Enoch este părintele lui Matusalem, ăla din care a trăit cel mai mult dintre oameni, și Enoch, pe lângă Sfântul Ilie, sunt singurele două cazuri din Vechiul Testament de oameni ridicați cu trupul la cer de către Dumnezeu. Și cartea lui Enoch... Și un film cu Denzel Washington în care el caută cartea lui Enoch. Ah, ia căta. Eu la filmografie, după cum am spus de la prima întâlnire, mai subțire. Nu, nici eu nu excelez, dar mi-aduc aminte că asta e și mi-a atras atenția chestia asta. Da. Cartea lui Enoch, știi?
Cartea asta lui Enoch este o carte de, se cheamă literatură iudaică apocaliptică. Cam prin preajma venirii lui Isus, deci suntem în jurul anului întâi. Poate să fie 100 mai în față, 100 mai în spate. Iudeii trăiesc, vechi evrei trăiesc cu sentimentul ăsta acut că se sfârșește lumea. Ceea ce nu a fost singura dată. Și mai așa au avut niște vise de-astea proaste de neotrezi. Au avut mai până acum câțiva ani că se sfârșește. Europa la anul 1000 era atinsă de sentimentul 2000, după că vine... aia se duce gata. Mă rog. Și evrei trăind cu impresia asta au încercat să-și imagineze care va fi sfârșitul lumii. Exact cartea Apocalipsei din Biblie. Și și-au imaginat, bineînțeles, au fost nevoiți să-și imagineze lumea spirituală care se va ciocni direct cu aia terestră și în felul ăsta au apărut în cartea lui Enoch niște câteva noțiuni vis-a-vis de, să spunem, ființele malefice spirituale, respectiv ideea de pluralitatea cerurilor, că nu e un singur cer, mai ridicat în al nouălea cer a rămas în limba română. Da. O spune și Sfântul Pavel într-o epistolă, îmi scapă care, că am fost răpit până la al, nu mai știu câtelea cer. E bine, și la un moment dat, într-un cer dintre ăsta, deci nu sunt jos, că dacă s-a dus să ceară audiență la Dumnezeu, la Iov, n-a venit de la subsol. Așa, într-un cer din ăsta stau și demonii. De altfel, un scriitor bizantin de până secolul XI, Mihail Pselos, spune, îi împarte pe demon după o structura lumii, pe care o vede foarte științific. Omul înțelege că există stratosferă, că există ceva dincolo de atmosfera terestră și îi pune pe unii în stratosferă. Spune, ăștia sunt cei mai mari, cei care guvernează, care se bagă pe sferele cerești, alții sunt cer, alții sunt pe pământ și alții sunt sub pământ, dar el pe ăla de, pe aia de sub pământ îi vede ca fiind inferiori tuturor celorlalți, aia care au cu poftele mărunte, deși la demon există o ierarhie. O altă scriere de felul acesta este Înălțarea lui Moise. Înălțarea lui Moise, care creează ideea asta a apocalipsei care duce spre creștinism, cumva, respectiv că la sfârșitul veacului va veni, la sfârșitul timpului fizic, va veni și sfârșitul diavolului. Că diavolul vor fi aruncați în întuneric cu cel mai din afară. Așa am găsit eu și cea mai bună definiție, hai să trecem și la imaginea asta, 9.1, cea mai bună definiție ortodoxă, din punctul meu de vedere, a iadului. Că tot vorbeam de picturile alea de la Sucevița, Moldovița, asta este o reprezentare grafică a infernului din Divina Comedia lui Dante Alighieri. Cu lăsați orice speranță. Lăsați orice speranță, voi intrate. Voi care intrați, lăsați orice speranță. Bun, infernul lui Dante este un infern sincretic, adică ia elemente din mitologia greco-romană, râul Styx, care era prezent în Hades, ia elemente creștine și creează o viziune mai degrabă cultă a infernului, iar vis-a-vis de imaginile de la mănăstiri, ele toate sunt gândite prin prisma realității fizice, că noi toată realitatea ne-o construim prin intermediul simțurilor, văz, auz, miros, gust, simț tactil. Ori toate astea, când murim, dacă presupune că mai există ceva după, astea expiră. Drept urmare, și realitatea are cu totul și cu totul altă formă decât o are în timpul vieții. Toate astea sunt imagini simbolice ca să poată să înțeleagă tanti Eleonora când merge la biserică care-i treaba cu iadul. Dar poți să treci dincolo de ele și cea mai frumoasă am găsit-o la Sfântul Simeon, nou teolog, e un bizantin de prin secolul 10, care spune că în iad păcătoșii sunt arși de flăcările iubirii dumnezeiești pe care au refuzat-o în timpul vieții. Deci în iad percepi de fapt mai limpede ce ai ratat în viață. Părintele Stăniloae a spus-o foarte frumos, în iad se știe sigur că există rai. Doar că e un pic tardiv să o mai dai la întors. Acolo afli. Da, pentru că după moarte devenim și noi ființe complet spirituale și alegerile din cursul vieții ne imprimă un curs. Tocmai de-aia, de fapt, Dumnezeu nu pedepsește la judecată. Dumnezeu, de fapt, îți face cunoscut un verdict de care în momentul judecății ești și tu conștient, pentru că potrivit teologiei creștine, murind, deci scăpând de corp, ți se reactualizează toată memoria, devenind ființă spirituală, asemenea dracului și a îngerilor, devii și tu memorie perfectă, liniară, care ține minte tot și în momentul ăla tu când ajungi în fața lui Dumnezeu zici, doar, da, șeful, știu direcția, hai să rămână și ne mai vorbim.
Și atunci, de fapt, îți dai seama cât de prost ai fost. Că pe românești ăsta, iadul este de fapt un mare loc de dat cu capul. Dar, Doamne ferește, dobitoc am fost și era fix în fața mea și o vedeam și n-am făcut-o. Deci cam asta ar fi, de fapt, definiția infernului. Ce se întâmplă cu domnul Hitler, să revenim la imaginea lui, între anul de glorie 1940, când trupele lui, după ce se aranjează în răsărit, se întorc brusc asupra Franței, Franța dovadă că nu învățase nimic din primul război mondial, ea tot ținând cu linia Maginot, cu linia fortificată pe care o avea, unde are ea graniță comună până astăzi cu Germania, că e aceeași graniță. Neînțelegând și din primul că ăștia atacaseră prin Belgia, Germania ocupă rapid Danemarca și Norvegia ca să nu se trezească cu britanicii atacând-o din sus, dinspre nord, după care, exact parcă reproducând planul Schlieffen din primul război mondial, trupele germane mătură prin Benelux orice rezistență, izbesc Franța și șoc și groază în 2 săptămâni aproximativ, sau poate mai mult, un pic, nu mai țin minte exact, dar oricum, un timp spectaculos de scurt, se prăbușește Franța. Armata franceză e îndegringoladă, tactica de blitzkrieg, combinarea blindatelor cu aviația, celebru Stuka ăla care venea în picaj cu goarna Erihonului, cu zgomotul ăla cu care a rămas probabil în urechile oricui l-a auzit vreodată. Și cu infanteria este de neoprit pentru tactica folosită de armata franceză, greoaie, care ținea unitățile separate, infanteria cu infanteria, blindatele cu blindatele. Pică Franța. Franța e nevoită să încheie armistițul foarte repede, se creează regimul de la Vichy, lui al Germaniei. Peninsula Iberică este oricum fascistă, că sunt francoși cu Salazar în Spania și în Portugalia, doar că sunt care tocmai și-au terminat abia ce și-au terminat treaba lor. Războiul civil, altul e consolidat bine, Salazar cu studii la Coimbra, cu persoană intelectuală, tocmai băieți deștepți care au știut, dar de ce să mă bag eu în chestia asta, că e mai mare decât mine și aici de reținut aspectul. Da, da. Iar Marea Britanie reușește miraculos să-și evacueze corpul expedițional la Dunkirk, s-au făcut filme pe tema asta și rămâne cumva în picioare. Urmează în anul 40 o campanie intensă de bombardare a Marii Britanii, dar dictatul de la Viena se produce la noi cu Franța deja căzută. Nimeni nu putea să anticipeze în 1940 înfrângerea Germaniei. Nimeni, folosind date concrete. Deci, băi, din toată Europa ăsta este înțeles cu Stalin. Deci cele două mari puteri continentale sunt prietene, mai e și Italia, dar da, ăsta își vede de treaba lui și supăr pe nimeni, dar calitate neglijabilă. Corect. Așa, Marea Britanie este sub asediu, pentru că la momentul ăla Marea Britanie este bombardată intens, începe bătălia Angliei de forțele Luftwaffe, forțele aeriene germane. Cine Franța e căzută. Să-și imagineze vreodată că se mai poate inversa situația, în timp ce Statele Unite la momentul ăla sunt într-un izolaționism superb. Președintele Roosevelt, să-l vedem și pe el în imagine, în primă fază spune că n-avem noi amestec în războiul european. Bineînțeles că este o neutralitate binevoitoare față de Anglia, celebrele convoaie de aprovizionare care traversează Atlanticul și unde este un etern joc diplomatic. Germanii folosesc submarine să scufunde, dar trebuie să aibă mare grijă să nu cumva să fie vas american. Că după aia... E super pe oameni. Exact. Lucru ce avea să se întâmple... Destul de curând, dar nu, nu Germania au fost elementul surpriză, ajungem imediat și acolo, că și aici a fost o absurditate istorică, dar, mă rog, depinde să vedem cât a fost în puterea de decizie a oamenilor și cât a fost pur și simplu contextul de eveniment. De la sine înțeles că, dată fiind situația pe care tocmai am expus-o, Carol al II-lea este la un minus absolut de popularitate, crede că poate să se salveze, numindu-l prim-ministru pe domnul care reprezintă figura centrală, cinstit vorbind, de la 23 august, respectiv în imagine Antonescu. Ion Antonescu, la vremea aia, general. Deci Carol al II-lea se gândește că poate să salveze tronul prin intermediul domnului Antonescu, care însă la 3 zile după ce este, 2 zile după ce este numit în fruntea statului, îi înlesnește abdicarea regelui. În locul lui Carol al II-lea vine pentru a doua oară pe tron fiul său, să-l vedem și pe el în imagine, Mihai I. Mihai I, care săracul numai viață ușoară n-a avut, după ce a ajuns rege odată la 6 ani, după moartea bunicului, detronat de propriul tată, care inventează titlul ăla fantasmagoric de mare voievod Alba Iulia, ca premiu de consolare,
redobândește domnia de data asta sperându-se definitiv în 1940, fiind în vârstă de 19 ani. Deci clar un om pregătit să conducă. Sper că înțelege toată lumea că sunt ironic. Să explicăm un pic situația în care s-a născut omul ăsta, care altfel, dacă te uiți la faptul că a domnit vreo 8 luni de zile, ar veni întrebarea legitimă, stați un pic, din 500 de ani cât a existat Principatul Moldovei, voi dedicați 2 ore uneia care a domnit 8 luni? 8 luni, să înțelegem, dacă nu le adunăm și pe alelalte de nu prea se pun, 1693 sau nu știu cât, nu, că mai sunt niște... 8 luni cu totul. Bun. Prima domnie oricum nu a fost recunoscută de puterea suzerană, de Imperiul Otoman, dar vom ajunge imediat și la treaba asta. Cum am concluzionat noi înainte de a începe, nu putea să fie moment mai prost în istorie și fără să tragem spațiul românesc în derizoriu, dar raportat la moment nici loc mai prost în istorie, să fie apărut o personalitate precum Dimitrie Cantemir, vorbim raportat la posibilitatea lui de a se afirma. Pentru că omul ăsta, într-adevăr, este un om care o viață întreagă o dedică îmbunătățirii lui, atât în privința culturii, cât și în privința armelor, pentru că e un luptător bun la modul personal, nu e un bun strateg. O spun mai mulți oameni în epocă că principele ăsta e deprins și cu cărțile și cu armele. Că e idealul, e tot ce am putut spera. Dar nu era de ajuns că omul avea aici? Nu era nici putea să ia cu tine parte în parte pe câmpul de bătaie. Și sunt mai multe remarci de genul acesta. Adică, bun, când întâlnești una, zici, ce regulă, a fost unul care a vrut să intre în grații. Nu îl luăm prea mult în seamă. Dar când surse și care n-au legătură între ele concordă, atunci e cel mai probabil că vorbim de un fapt istoric real. E bine, omul ăsta a ajuns să domnească numai 8 luni pentru că s-a născut într-una dintre cele mai volatile perioade din istoria românilor. Suntem în perioada în care Imperiul Otoman, reprezentat, ca să trecem la imagini, în perioada tinereții lui Cantemir de sultanul Mustafa al II-lea, dacă nu vă sună cunoscut, este pentru că nu e numărat printre sultanii de marcă a Imperiului Otoman, intră oficial în perioada lui de declin. Pentru că Imperiul Otoman e un stat care a durat peste 7 secole, e evident destul de larg intervalul când vorbești de declin. Declinul lui tehnic ar începe de cum moare Suleiman Magnificul din 1566. Dar o vreme nu e vizibil, e cam ca la oameni. Știi că ajungi pe la o vârstă și nu... Tu după aia tehnic de caz, dar fizic încă nu arăți. Nu te degradezi. Ești încă mare, zdrav, doar că dacă te pune cineva să faci un sprint, e posibil să faci un mic infarct. E un uriaș care încă mai stă în picioare. Exact. E bine, să-l vedem pe sultanul Mustafa al II-lea. E bine, el este cel care deja preia problema ușor fermentată. Momentul când declinul Imperiului Otoman devine manifest este anul 1683, înfrângerea trupelor otomane comandate de marele vizir Kara Mustafa Pașa în fața Vienei, în fața coaliției dintre austrieci și polonezi. Trupele otomane caută să facă un nou avans înspre Europa Centrală, să îndeplinească ceea ce îi pune Eminescu în gură lui Bayezid I din prestolul de la Roma, să dau carului ovăz. Împresoară Viena, care pare condamnată, dar au asemenea conștiința superiorității încât ignoră faptul că îl avem și pe el la imaginea 4, regele Jan Sobieski al Poloniei, onorând o mai veche alianță cu austriecii, este Liga Sfântă, Jan Sobieski ar fi. Domnul acesta, respectând termenii ultimei alianțe creștine din istorie, Liga Sfântă, care reunea Polonia, Austria, Rusia, statele papale și Veneția, vine cu trupele polone să lupte împotriva turcilor sub zidurile Vienei și reușește să împrăștie armata otomană. Este o degringoladă totală. Mică notă anecdotică. Se pare că de la această victorie ne-am făcut noi mic dejun. Întrebarea vine legit din cum? Pentru că celebrul preparat de patiserie, croissantul, nu e franțuzesc, este de fapt austriac, fiind făcut de un patiser vienez, după pălăria pe care Jan Sobieski a primit-o de la papă în cinstea acestei victorii, croissantul fluturând de altfel până astăzi liniștit,
pe steagul Turciei, pentru că croissant în limba franceză este vorba de semilună. Croissantul, dacă îl pui vertical, este o semilună. E, da. Deci este un omagiu la omagiu, și ăsta este unul dintre principalele preparate pentru mic dejun, și la care, bineînțeles, că întotdeauna alăturăm o cafeluță. Sau un cappuccino. O legendă legată de pătrunderea cafelei în Europa, nu de inventarea cafelei, că asta e o istorie mult mai veche, se raportează la, avem voie să facem publicitate, noi vorbim istoric, marca Julius Mild. Da. Ce avem noi până astăzi pe sigla mărcii Julius Mild? Un fes cu un puștulică sub el. Da. E, acel puștulică, povestea are mai multe variante, ar fi fost de fapt un micuț cafegiu turc pe care l-au capturat austriecii pentru că turcii s-au retras atât de repede din fața Vienei, încât nu și-au mai luat nici bagajele, nici proviziile. Și-au lăsat niște sași cu cafea și pe un băiat care știa să-i prepare. Și în felul ăsta se pare că se propagă marea cultură a cafenelelor în Europa. Corect. Dar cert este că băiatul, să mai facem încă o micuță paranteză, este cel din Dumitru Almaș din Legende istorice, da, care atacă și Cetatea Neamțului. Și Dumitru Almaș și Sobieschi și românii. Este o operă de sine stătătoare. Da. Aia nu este o legendă. Lucrul ăsta se întâmplă într-adevăr la sfârșitul secolului 17, când în Moldova domnește tatăl lui Dimitrie Cantemir, trăiască netul, n-am găsit nicio imagine cu el, există una în manualele de istorie, este prezentată, acum la sfârșit poate o să încercăm să scoatem din volumul 5 al istoriei Academiei Române pictură votivă cu Constantin Cantemir. Deci când se petrec aceste evenimente la scurtă vreme după ele, de fapt, în Moldova, turcii îl numesc domnitor pe un bătrân soldat. Omul ăsta devenise soldat, evident, pentru că nu avea alte metode să-și țină traiul. Cantemireștii, nefiind din familie de mari boieri, cantemireștii sunt niște boiernași din regiunea Tighinei. Tighina fiind astăzi undeva între Republica Moldova și, nu vorbesc de oraș, vorbesc de regiune, da, și Ucraina. Moldova lui Ștefan cel Mare, putem să o vedem în mare parte dacă dăm, vă rog frumos, harta Moldovei. O avem inclusă pe la finalul imaginilor. Este harta din descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir. Moldova lui Ștefan cel Mare, e fapt istoric, reunea Moldova de astăzi din România, plus Bucovina de Nord aflată la Ucraina, plus Republica Moldova, stat independent, plus partea de sud, Bugeacu, se vede acolo, Tat Buciac. Da. Bugeacu la vremea aceea tătărăsc. Deci suntem într-o regiune de graniță, să spunem. Zona centrală, voi lăsa un pic microfonul, arăt și după aia revin. Vedem acolo cetatea Benderului, care din vremea lui Suleiman Magnificu devenise reședința unei noi raiale turciști, unde fuseseră așezați tătarii Nohai. Fiind așezat stătarii Nohai acolo, zona aia a devenit zonă de conflict semi-permanent. Drept urmare, moldovenii din partea opusă a graniței, la fel, se cam ocupau cu războiul. Tocmai de-aia ei conservă spectaculos de mult tradițiile vechi răzeșești. Pentru că în timp, în Moldova, marii boieri acaparează domeniile țărănești și îi transformă pe țărani în țărani aserviți. Singurii care rezistă sunt, pe de-o parte, moldovenii de la munte, în zone mai greu de ajuns, și ăștia din regiunea de graniță, care în principiu erau oameni mai înfipți un pic în dreptul lor și cu care era bine să nu ai supărări, că nu se lăsau cu avantaje pentru tine. După o carieră militară, inclusiv ca mercenar, luptă și în armata polonă. Armata polonă avea steaguri de mercenari străini. Era tocmai conștient de cum se bat polonezii și tocmai de aia știe atât de bine să se miște împotriva lor, el refuzând să se alieze cu Polonia, Constantin Cantemir, știind că atât sub forma capacității militare, cât și în privința conducerii politice, asta nu e o țară capabilă să se măsoare cu turcii. Mai interesant este ce am luat din Americi, cum ar fi arătat, de ce, de exemplu, îi suntem datori într-un fel sau altul lui Columb sau, mă rog, descoperitorilor, cine ar fi lipsit nouă, cel mai simplu, din dietă, dacă nu descopeream America. Corect, hai să vedem. Pătlăgica roșie. Bun asta. Porumbul.
Bun asta. Atât de interesant este sosirea porumbului în Țara Românească, la noi ajunge 200 de ani mai târziu, aproape. Sub Șerban Cantacuzino se introduce cultura lui. Deci la 1680... Mămăliga dacică, stimabililor, dacă există, e din mei. Că porumb ioc pe vremea aia. Porumb cultivau toltecii. Așa, suntem atât de încântați că îl punem pe decorația bisericească. Sunt capiteluri de biserică, da, cu ștuleți de porumb. Da. Prost, iete, porumb. Așa, fasole, ușor, elegantă, dar sățioasă. Cartofi, varianta tradițională, să spunem, și cartoful dulce, care prinde mai târziu prin zonele noastre. Dovleac. Bun. Chili. Bun. Și foarte important pentru gourmanzi, cacao și vanilie. Deci noi beam cafea, dar n-aveam cacao. Cafeaua vine din Etiopia, a exista. Deși tehnic când descoperim America, mai puțin. Abia în timpul Suleiman Magnificul, care mai, e în perioada aia la tur, se introduce la ei. Dar știu că un băiat, un fel de căprimul român, zice, se iarăși legendă, căprimul român care a băut cafea a fost un stolnicul așa lui Bogdan Stachioru, al treilea, lui Ștefan cel Mare, era Petru, un fel de sau Petru Rareș. Un fel de ministru de externe. Și că el a băut o opărită și ei au râs, dar murit, că el a crezut că, da, s-a opărit tot, că el când a sorbit a băut ca pe vin. El era obișnuit asta, exact, să toasteze. Și bă, ușor că și că i s-a dat băutura în sănătatea măritului Zoltan. Dar ceea ce a apreciat Suleiman, că cel mai probabil de ele vorba, a fost bărbăția omului. Ca... Dai seama, lui ars tot. Nu-i de glumă. Că mică, mare, cât o fi fost, băiatul când a dat-o pe gât. Dacă cineva vreodată a aflat exact ca în bancul cu ardelenii, că mă gândesc la, știi cu ardelenii, nu? Nu. Trei ardeleni în gară, întârzia trenul și cer fiecare o cafea. Primul nu se uită că e fierbinte, ia o gură și îl bufnește plânsul. Ione, ce-i? Apoi mă gândesc la biata mama, cum o stai ea singură pe acasă și nu cu tare și așa. Ah, da. Al doilea la fel, tot biata mama. Al treilea ia și el o gură și aia fierbinte și ăsta se opărește și ăsta îl bufnește plâns. Nu, ce? Apoi mă gândesc la bietul tata ce ar face lui mumă dacă n-a spus că mie zic că e fierbinte cafeaua. Da. E ca în Moromeții sau în care când ăia mănâncă opărit, nu spune niciunul și când Nilă săracul vine și spune așa, ce nu i-a spus și lui că e opărit asta. El e moromete, dar nu puteai să încălzești fasolea asta? Ei fiind opărindu-se toți. Da. Da, da, bune astea. Cafea aveam, bun. Ajunge mai târziu cacao, la noi. Cacao, frate. Dar o cacao cu lapte. O perioadă de iarnă, așa, și când ești ușor bolnăvior, ușor răcituți iarna. Asta e că eu mi-am pierdut un pic, deci băieții la duc la 1500 și la noi ajunge la 1688. Ei se întinde greu și întotdeauna ai chestia asta refractar. Bine, da, și trebuie cultura în sine, nu că avem unul cu doi ștuleți. Până și astăzi, când vezi un fruct mai exotic în supermarket, ai instinctive. Da. Ce-i, mă, minunea asta? Unde tu vezi că nici nu știu să desfac? Deci foarte multe... Era un între comentariu pe Facebook de curând vis-a-vis de pomelo, că decât să desfaci un pomelo, mai bine, da, îți bagi un băț în fund. Mă rog. Da. Dar uite, foarte multe din ceea ce ai spus și toate comestibile, adică n-a venit băiatul. Interesantă este perspectiva culturală. Ce înseamnă cacaua în limbajul maiaș? Nu știu. Băutura războinicilor, cum știm, că numai războinii sunt aici. Deci ei beau cafea, cacao, sapcau de treabă? Cu păturica pe aici. Păi s-a demitizat tot. Da, este o băutură, este o băutură care te energizează. Dacă o bei 3 kg. În forma ei pură, da, într-adevăr, da, se pare că dă foarte multă energie. Aia cu aurul merge, că dădeau oglin și luau aur? Sau dădeau oglin și luau... Da, erau atât de fascinați nativii de ceea ce ei nu aveau, încât... Erau dispuși să... Așa? Bine, probabil că nu aveau nicio cultură, că dacă nu făcuseră negoți și comerț, unde... Trebuie să vedem acum... Zmaraldelele. Care sunt marile diferențe? Calul. Ce n-aveau, nu? Ei? Ei nu știau de sunt cal? Mai multe, dar stai că omitem o chestie, Moșer, și te să rog. O menționăm și pe asta, că asta a fost optul magic. Produsele care ne-au folosit maxim venite din America. Sunt mai multe, dar astea sunt cele mai cunoscute. Dar mai vine ceva. Aici fumătorii sunt de oricând. Nimic tutunul, până atunci? Tutunul vine din America. Tutunul era cultivat în adică America. Adică noi la 1400 așa nu trăgeam nimic? Nu exista fumat. Nu, întreb. Fumatul sosește odată cu explorările din America. În zona americană era folosit cu proprietăți
dificil de spus medicale, dar este prizat altfel. Există pipa la indienii din Nordul Americii, existau fel de fel de decocturi de tutun, pentru că într-adevăr are nicotina, liniștește, că de-aia cauți starea de narcoză. E un soi, dar de anestezie. Dar băieții ăștia, iartă-mă că facem o paranteză dreaptă, nu mai e rotundă. Ei cum ajunseseră acolo? Că ăia bun, pe continent așa, dar ăia de pe continent până în Guanani, nu e chiar asta, mă, oprișene, era Odita Mainsule, Australia. Monșer, cele mai îndelungate călătorii pe mare ale populațiilor primitive sunt ale polinezienilor, care ajung prin Corect. Hawaii de străbat tot Pacificul. Și ăia umblau tot așa, da, fără punct terminus. Știind că urmează ceva la un moment dat, că ce? Dacă e boltă cerească și e mare, marea aia trebuie să se termine undeva. Păi și dacă nu nimerea insula, știi ce ai pe lângă ea? E foarte greu niciodată de făcut evidența celor morți pe mare în așteptarea descoperirii unei așezări. Adică în momentul în care el atingea Florida de astăzi, Miami, nu știu, habar n-am, Mexicul sau ceva, bă, era continent, era pământ legat, da. Dar el s-a parcat într-o insuliță. E, foarte dificilă perspectiva, în sensul că tu știai, de exemplu, așa că există o Indie, dar habar n-aveai cum arată. Și era păi și în principiu trebuia să fie mare. Păi, da, mare o vezi pe hartă. Nu, India zic să fie mare, pentru păi că zic, pe hartă o vezi mare. Era un pământ cea mai... Dar tu ai ajuns pe malul unei insule, tu vezi că e mal încolo, mal încolo, dar nu vezi până unde se duce. Și tu doar te învârți prin păi zonă. Păi te apucai de ea la a patra expediție și vedeai că se termină undeva. Există teorii care spun că lui Columbia ar fi picat cât de cât fisa la un moment dat, că bă, cred că nu e India. Că el decedează la 1506 și abia la 1507 unii vin și zic, bă, nu e bă, tată, vine, n-are vine legătură. Domnul căruia o hartă germană de mai târziu îi pune numele peste continentul descoperit. Domnul Americo Vespucci, care este inspirat, culmea, de Columb să meargă acolo. Domnul ăsta, făcând la rândul său mai multe explorări pe zona de America de Sud, la un moment dat se spune că vede Amazonul sau unul din Orinoco, probabil, nu mai țin minte exact care fluviu, și realizează următorul fapt, că e asta, crezându-se că sunt o serie de insule, ce volumul ăsta de apă n-are cum să fie emis decât de o masă continentală. N-ai cum să ai un asemenea fluviu cu o insulă. Și deci trebuie să fie ceva. Înseamnă că e continent grande. Și cu, mergând la un moment dat și prin analogii, băi, ce știm noi despre indieni? Cât de departe le știm? Bă, ăștia corespund? Nu. Din moment ce Columb auzise că de la Venezuela mai jos mai e ceva și că unii vorbeau de foarte tare, că unii adică vorbeau despre marele ocean. Că ei nici măcar nu erau la jumătatea drumului, că Pacificul e mai întins decât Atlanticul. Da, adică, da, da. Bun, la Columb intuiția genială, dar subestimează mult circumferința pământului, crezând că a ajuns deja în Indie. Dar e deschizător de drum. Se prind treptat oamenii că totuși asta avem de-a face cu lume cu totul nouă, odată prin descoperirile geografice propriu-zise, când se descoperă structura continentală, avem foarte repede, este pur și simplu o avalanșă de exploratori. Am zis să nu lungim prea mult pelteaua, deci am trecut deja pe gastronomie. Direct la gastronomie, pentru că sunt printre cele mai conservatoare neamuri. Asta a servit voi? Am servit și asta. Ăsta este horhog. Acum e adevărat că horhog și cu bodog, la un moment dat, sunt două chestii care se... Dar nu asta aseamănă. Ne deranjează. Dacă ne uităm atent, vedem că vedem bucățele de stomac pe acolo, vedem bucățele de limbă. Este un grătar cu de toate. Da. Ce animal a fost sacrificat? Ce necuvântător oaie? Grosul alimentației lor este dat de oi și capre. Astea ai sunt. Explicat de ce? Pentru că vitele mai mari nu prea au vaci propriu-se. Au iepe, cai și iaci. Alea se folosește mai mult pentru tracțiune, pentru lapte, mai rar ucizi. Deci pentru consum, cel mai adesea oi și capre, nu prea lasă nimic neconsumat de la oi și de la capre. Au o rasă specială de oaie, pare că are o punguță la spate în loc de coadă, au o coadă foarte grasă. Coada e numai grăsime, sunt rezervele oi ca să treacă peste iarnă. Și pe aia mănâncă? Bineînțeles, băieții sunt ahtiați după grăsime, sandwich-ul mongol se face cu slănină, carne slănină. Dar pentru dieta proteică sunt ideali. Nu găsești carbohidrați acolo, ni să tragi cu... Ai ceapă, cartofiori, adică ceva... Bun, alea sunt mai mult să dea gust, așa. Deci cum se cheamă asta? Horhog. Horhog. Mongolian barbecue, mai pe românește. Doar că se face cel mai adesea într-un soi de vas, inițial se făcea chiar în pielea animalului, de asta există un proverb mongol că ca să trăiești în sălbăticie, trebuie două pietre și un amnar.
că pe o piatră o pui animalul, pe una o bagi în el. Se face cu pietre încinse pusă în carne, pentru că asta fac să fie, se coacă mai uniform. Acum, bineînțeles, se folosește o cuvă, dar se folosește tot din animal. Legumele și părțile cele mai grase sunt puse deasupra ca să imbibe tot. Și este... Ce-i drept? O mâncare de sărbătoare. Să mai dăm o imagine. De data asta se vede clar că avem o influență chinezească. Sunt colțunași. Da. Așa, în forma fiartă, buț, și respectiv în forma prăjită, huușur se numesc. Nu ai cum să mănânci elegant, o spun din experiența personală, cel puțin o varianta mare, pentru că băieții au minunat obicei să bage supă în interiorul. El? Da, drept urmare, mâncatul produce sunetul ăsta. Dacă ați văzut Frumoasa și Bestie, când am învățat Bestia, prima oară să mănânci cu lingurița. Ferească Dumnezeu să-ți servească la restaurant 5 porții de astea împrejurul tău, că-ți vine că să-ți scoți timpanele. Deci s-a consumat și de către dumneavoastră, s-a consumat. Da. Bun. Sunt probabil cel mai tolerabil fel de mâncare pentru străini. Că-ți colțunași, ceburec, cutare, găsești cam prin toată lumea. Să trecem mai departe. De data asta avem o treabă de care am menționat când am vorbit de călăreții mongoli. Ăsta se numește ourul. Și este un soi de cheag de lapte, un iaurt. Așa, de zis tu că lasă la... Da, un iaurt mai dens care este lăsat la uscare naturală. Băieții nu prea afumă, nu prea sărează. La ei fiind clima foarte uscată, e lăsat pur și simplu la soare și la vânt până când devine cât de tare se poate. Ăsta și carnea uscată este treabă spusă de mongoli. Tehnic n-au termen de valabilitate. Poți să mănânci după vremea lui Genghis Khan. Bănuiesc că și așa îți duceau și aveau ce să mănânce în perioada expedițiilor. Baza alimentației unui călăresc mongol erau carnea uscată, rul ăsta, găseau și niște grăunțe, adică nu e chiar deloc cu vegetale, iar partea care chiar e reală, sânge. Băieții consumau foarte mult sânge. Sângele, oricât de macabru sună, avem și noi sânge rete și sunt zone în țară unde prima chestie când taie borgul se repede cu ligheanul la gâtul lui. Pentru că sângele, fiind ăla care transportă nutrienții, automat este sursa cea mai accesibilă. Din sânge, dacă îl consumi, îți trec și ție cel mai repede în corp. Hai, lăsați. Băieții sugeau de la o venă de la gâtul calului. Asta e reală. Deci, bine, nu de plăcere, era în condiții extreme. Dacă era epuizat, mai... Pur și simplu, făceai o mică incizie, sugeai ca o lipitoare. Lipeai și continuai să mâni dozatorul mai departe. Așa. Tecu. Deci ăsta este urul. Se prezintă sub diverse forme. Acum au început să-l mai îndulcească, să-l transformă într-un fel de caramelă. Poate fi interesant. Da? Păi, plăce, plăcintă cu brânză nu mănânci? Numai că are foietaj. Așa, din punct de vedere sanitar... Nu, singura chestie la ăsta, de regulă trebuie să-l mai diluiesc cu niște lapte, dacă e foarte mai vechi. E condensat el, dacă îți rupi fălți, nu măselele, că nu-i dur, dar e foarte ațos. Mesteci la el, dezvine rău. Mai departe. Și ăsta o să-ți placă. Ăsta este forma lor de desert. Borzok se cheamă, nu-i mare inginerie, este un aluat prăjit. O altfel de gogoașă. Nu știu dacă e nevoie de... să subliniez asta, băieții nu prea folosesc ulei. Se prăjește în unt sau în grăsime animală. Da, n-au ulei. Vegetalele chiar nu prea sunt la îndemână. Încă în zonele tradiționale ale Mongoliei. Eu nu vorbesc de Ulaanbaatar. Ulaanbaatarul, la un dat în centru, pot să fie la fel de bine la București, la Istanbul, adică tot hamburger găsești. Au și tradițională, dar mai subțire. În schimb, asta, alimentația lor are un grad foarte mare de calorii. Proteine, mai ales și grăsimi, pentru că mai ales în timpul iernii ăștia chiar au nevoie. Așa și spun, dăm ceva ca lumea să mă încălzesc, să are, mai aibă ce să... Așa și am văzut într-o dimineață, asta mi-a rămas întipărită cumva, așezați la micul dejun, până să vină micul dejun, a venit un bol de ourul, cărora poți să le dai mai multe forme. Poți să arate ca și scovergile noastre, sau poți să vină format sticks. E bine, cu ourul au servit o formă de... ăsta e borzok, scuzați-mă. Cu borzok au servit o formă de unt foarte gras, îi spun unt galben, am uitat cuvântul în limba mongolă, dar este ceea ce s-ar pune pelicula aia de grăsime pe laptele foarte gras oricum. Întingeau pur și simplu cu aluat prăjit în și unt. Și mâncau unul tot ăla. Așa, și spuneau până vine micul dejun să luăm o gustărică. Deci era antreul la micul dejun. Pe de-o parte, recunosc că mi-a dat o lacrimă. Bravo!
Așa virtuoși mai rar. Luptați din greu de la nouă. Dar asta este singura formă de desert. Culmea, nu prea suferă de bol de inimă, sau dacă suferă pe fondul alcoolismului, le cam trag cu vodka băieții. Da? Da. E cea mai consumată băutură și au vodka Chinggis Khan. Bine, la ei în țară au aeroportul Chinggis Khan, au oraș Chinggis Khan. Când n-ai multe personalități, bagi și tu ce da, ai la... Da. Așa, ăsta ar fi cam singurul desert autentic mongol. Să-i mai dăm una. Asta cred că deja pe chinezărie, pe da. Tsuivan se numește, carne de cal de oaie cu tăiței și cu ceva legume, doar că tăiței sunt fierți în supa rezultată din fierberea cărnii. Civilizat. Ceea ce dă, da, și în general băieții au două porții, mari și Doamne ferește. Am înțeles. Așa? Nu e rău deloc. Au o întreagă varietate de supe din aproape orice și au un soi de ceremonie, ar fi corespondentul, bineînțeles că forțez grav comparația asta, cu scalda la noi la copil, dar numai că el scaldă în supă. Pă, la micu? Da, nu clocotindă, dar da. Fac supă și îl bag acolo ca să-i meargă bine. Oricum au un tip de medicină dintre asta complementare, exact cum se credea altădată că dacă mănânci labă de urs, scuzați expresia, iei puterea ursului, da. La fel la ăștia te dor rinichii, mănâncă rinichi, te doare ficatul, mănâncă ficat. Mie îmi convine, sincer, dacă chiar merge... Așa. De ce nu? Și totodată femeile mongole altă dată erau cunoscute că își făceau creme cosmetice pe de-o parte din iaurt de iac, care se pare cel mai gras, sau din grăsimea de la coada oi. Bun. Nu neapărat elegant, dar practic. Dar să mergem mai departe. Deloc. Trecem la băuturile. Asta este o băutură. În ciuda faptului că arată ca o supă. A extract de șosete. Este sute țai. Ce-am văzut? Țai e un cuvânt aproape universal. Sunt două forme ale lui. Ti sau chai. Sunt cele două provincii chinezești de unde se exporta asta. Una spunea ti, alta spunea țai. Și așa l-au preluat. Și o teorie a venit pe uscat, îi spune chai. De-aia până la noi ruși. A venit pe mare, puterile occidentale, cu excepția Portugaliei, mi se pare. Sute țai este ceai făcut în stilul mongol, adică are ceai verde, are apă, dar băieții bagă lapte și sare. Am gustat, nu pot să spun că aș mai bea. Te dai pe spate, da, cazi pe spate. Da, avantajul este că în lunile de iarnă, dacă mai pui câteva ingrediente, faci supă. Am înțeles. Adaptabil. Să sărim, dacă nu e comestibil. Și bineînțeles, următoarea imagine, băutura națională a Mongoliei. Noi o cunoaștem în zona asta în literatură mai degrabă prin cuvântul de origine rusească, mă rog, preluat de școala rusă, kumis. Dar ei spun ereg. E una și aceeași ce chestie. Găsim înăuntru? Lapte de iapă sau de iac fermentat până când devine alcoolizat. Putând să aibă de la alcoolemia unei beri, de aproximativ 4%, până în variantele nobile învechite în lemn de stejar. Ce e asta, frate? Glumesc, n-au lemne. 12-13%. Pe bune? Da. Și mănânci cu lingurița? E, na, bei. E o regulă a ospitalității, dar servește astea niște boluri mai mici, dar poți să-l primești într-o troacă. Și pop. Pe care ești dator să o bei, este o regulă a ospitalității, când ai intrat în iurta, în gheru unui mongol, ești automat servit cu ceva, trebuie să mulțumești și este o mare insultă să nu consumi, cum este, atenție, o mare insultă să scuipi. Sau să te, dacă te nești cu mâncarea, mori acolo, dar nu scuipi. Am înțeles. Pentru că asta se consideră cumva că ai desacralizat casa respectivului. Deci nu există să faci așa ceva. Vedem așadar că e o bucătărie adaptată mijloacelor lor de trai. Vorbim, bineînțeles, de bucătăria tradițională. Iar să nu vă faceți impresia, cum am spus, că dacă mergeți în Ulan Bator nu găsiți decât dintre astea. Culmea, asta au destul de rare boli cardiovasculare. Nici cu ficățelul, din câte am înțeles, nu stau prea rău și în modul cel mai spectaculos, au una dintre cele mai bune sănătăți ale dinților din toată lumea. Pentru că zahărul e foarte rar și pentru că având carne crescută numai pe tăpșan, că nu e nimic, cred, crescătorie acolo, toată carnea e foarte dură și băieții mestecă foarte mult. Și atunci... Așa că cel mai adesea întâlnești bătrâni care sunt surs în chior, dar dinții stau frumos în guriță. Ceea ce e în sine remarcabil, evident când bagi și atâta lapte fermentat, nici cu calciu nu prea ai probleme. E un tip de alimentație și asta. Adică ei dovedesc faptul că se poate trăi și așa, că o alimentație echilibrată poate să fie echilibrată cam în toate condițiile. Rămân la cele două cu carne.
Bănuiam, sincer. Da. Scena memorabilă când Iuliu Hosu, devenit ulterior cardinal, la momentul acela episcop de Gherla, citește de asemenea proclamația Unirii, este simbolică adunarea, pentru că îl vedem în prim plan pe cel care la momentul ăla este episcop de Caransebeș, Miron Cristea, devenit ulterior primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cât și pe mai mulți fruntași ai mișcării, și ulterior tot ei fac parte și din delegația care merge la București pentru a-i înmâna regelui Ferdinand declarația de unire. Și aici o să continuăm după ce mai dezvoltăm un pic cadru. Dă-mi și mie un picuț. Am preluat legătura. Stai să văd dacă mergem așa. Aici. Perfect. Sunt mai multe personalități despre care nu prea s-a vorbit, în afară de acești mari făuritori ai Unirii, despre care nu s-a vorbit. De exemplu, este un aviator, Niculescu, n-aș vrea să greșesc, care duce niște documente, nu se puteau duce terestru, și el trebuie să le ducă din Moldova către Transilvania, către Blaj, și să anunțe că da, gata, totul s-a parafat și că Unirea se face, cum vorbim noi, pe 1 decembrie, ca să nu încurcăm oamenii. Da? Cine să facă asta terestru, pentru că apele încă nu-s limpezi? Ne trebuie un aviator care să treacă Carpații. Vorbim despre iarna lui 1918, da? Carlinga desfăcută, omul se dă cu parafină, el este aviatorul care traversează, pleacă de la Bacău, traversează munții și aterizează la Blaj la minus 30 de grade. În aer, au fost minus 30 de grade cu documentele duse în servietă. E un record. Nu există așa, practic, nu există. Nimeni nu știe despre... coboară acolo, ce că flăcăii de acolo l-au însoțit când a văzut că el coboară, că avea organizat. Dar cum discutau ei atunci, apropo, și cei de 1228 de delegați care știau la cine vor dormi acasă? Într-o perioadă fără net, fără Facebook, fără... Cel mai probabil vorbind de organizare care aștepta de mult să se înfăptuiască. Popii, jandarmii și învățătorii. Ca să nu să ne ascunde. Bun. Trece munții, e dus la în Palatul Mitropoliei din Blaj, se semnează acolo actele, trebuie să le duci înapoi. Iarăși decolează și iarăși așa mai departe. N-aș vrea să spun prostii. Devine ceasornicar, este ponegrit de către comuniști, da? Devine ceasornicar, decedează la coadă la cec. Stând la coadă la cec și este mormântat, nu mă certați, în cimitirul din Rădăuți, dacă nu mă înșer, singurul din lume traversat de o cale ferată activă, care trece prin mijlocul cimitirului. Mulțumesc că mi-ai spus o informație despre cimitire pe care nu da, știam. Dar nu vreau să greșesc, dar cred că în Rădăuți, să verifici tu, ca nu cumva, nu cred că e Botoșan, cred că este Rădăuți. Dar ne întoarcem la cel despre care vrem să facem vorbire, dar am zis apropo de una dintre personalitățile despre care nu se vorbește aproape niciodată. Da? Sunt cei care apar, cei care au făcut, regi, regine, prim-miniștri și așa mai departe, dar ăia de jos de acolo nu. Imediat aici vreau să ajung. Acesta este Samuilă Mârza cu un an înainte de deces. Este cel care a făcut singurele fotografii, singurele poze, singurele imagini pe care le avem de la 1 decembrie 1918. Facem precizarea că poze se făceau în lume de vreo 70-80 de ani, că era tocmit un german pe nume Bach, cum putea să-l cheme decât Bach, da? Fotograf profesionist care să vină să facă poze și care s-a pierdut în negura istoriei. Nu se știe niciodată de ce n-a ajuns acolo. Voit, nevoit, asta ne interesează mai puțin. Cert este că de la cel mai mare eveniment din istoria noastră nu am fi avut niciodată nicio imagine. Probabil că se făcea acolo un desen, cum se făcea, o picturiță și așa mai departe. Domnul din imagine, Samuilă Mârza, păi da mă, da, Dănil, când era tinerel, când a avut, nu, o să vedem că eu este... Eu eram curios în ce an e făcută poza. Asta este 1966. Îi supraviețuiește... Supraviețuiește mult, decedează în 67, dar voiam să caut, aici este el în momentul primului război mondial. Născut în Galtiu, Sânt Timbru, o localitate din Alba Iulia, de astăzi din județul Alba, e de mic pasionat de fotografie. În anii aceia, deci la 1900 și un picuț, drept pentru care părinții săi, țărani în adevăratul sens al cuvântului, îl trimit la un șmecher
fotograf din Sibiu, du-te mă de acolo și deprinde tainele. Fotografia însemna atunci celebru aparat cu borduf, îți pune în cap pânza neagră, carbonul, țac, da, plăcuța de sticlă și scoteam. Adică e încă un procedeu anevoios. Anevoios și ai de cărat. El deprinde tainele așa, intră în armata austro-ungară, pentru că așa era, la departamentul topografie, cartografie și fotografii, băieții aveau la 1914, și prinde 4 ani curați de război, de prim război mondial, cărând acel aparat prin tranșee. Ajunge în Galiția, da, dar finalul primului război mondial îl prinde în Italia. Hai să ne gândim un picuț, italian. Să ne gândim un picuț cum arăta harta Europei. Deci el pleca de aici, se duce încolo și după aia îl găsim un picuț mai jos. Are 4 sau 5 zile în care trebuie să ajungă, de ce? Că s-a terminat războiul, haide-mă acasă. Pleacă pe relația Trieste-Viena, unde îl găsește și pe domnul Iuliu Maniu și trage niște poze acolo, omul umblând cu burduful după el, da? Zagreb, Timișoara, și ajunge în Galtiu. Și acolo se pregăte, oamenii urmau să plece, 43 de delegați de acolo, și zice, bă, vin și eu cu voi. El practic nefiind prevăzut în treaba asta. De ce? Pentru că el dacă întârzia cu 4 sau 5 zile, se făcea 2 decembrie și la revedere. El ajunge acolo undeva 28, vorbim de calendarul ăsta pe care îl considerăm cu toții, pe 28 noiembrie ajunge în Galtiu. 3 zile mai târziu trecea 1 decembrie și el putea să vină pe 2, pe 3, de câte ori vroia. Și nu mai aveam niciun fel de poză. Nu exista fotograf care să facă poze. Nu era ca acum scoatem un telefon mobil și nu era omul. Așadar, strict inițiativei private a omului ăsta. Omul află care sunt măflăcăii și fecioarele care urmează să meargă acolo. El face un fel de regie. Pe 29 noiembrie 1918, pozele acelea pe care noi le vedem nu sunt trase în ziua aia, că n-aveau cum, că ei la 11 au plecat pe jos și ajunseseră deja din Galtiu în Alba Iulia. Ei n-aveau cum să le facă atunci, că pierdeau mare adunare, da? Și atunci acesta este aparatul cu burduf, a aparținut lui Samoilă Mârza. Noi ce vedem, vedem puțin, dar el în spate se extinde și nu atât aparatul cu burduf era extrem de interesant, ci faptul că el trebuia să umble cu pătrățelele de sticlă, că acolo se făcea, aia era problema. Imprima imaginea. Exact. El avea o bicicletă cu care, cu ce căra el apar. Pe spatele căreiei făcuse el, cu mânuțele lui, un fel de suport din lemn, un porbagaj, hai să-i zicem un porbagaj, în care era împărțit cam un sfert cu 3 sferturi. Un sfert era aparatul, sau jumătate cu jumătate, și restul acele plăcuțe de sticlă. Hai să mergem pe drumurile de la 1918. O, da? Căzătură era destul să nu mai avem... Sticlă, să nu mai avem nimic, 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 nimic. Și atunci el în acea dimineață de, cum ziceam, de 28-29 noiembrie pe acolo, adună, aceștia sunt delegații din Galtiu. Încurcătura provine din faptul că acolo avem niște floricele și toată lumea zice că e Galtiu, că aceea ar fi codița de la Ț. Este Galtiu, trăiască în Iemen. Asta este, că pentru că istoria asta știi probabil mai bine ca mine, Damian, că e ironică, ironică uneori, este poză făcută în curtea unui grof care a fugit. Palatul. În fiecare sat exista un palat al unui grof sau aproape în fiecare sat. Aici este, am numele pe undeva, dar cred că asta contează mai puțin. Se merge acolo și flăcăii și feciorii și fecioarele care urmau să meargă erau reprezentanții cei 43 de inși. Băieții de la Presoan, din care cităm și noi și cred că trebuie să facem cuvenita amintire aici că uneori și noi luăm materiale, deci discutăm aici despre doamna Lucia Hosu-Longin, care au zis, are faimoasa carte Oameni mari care au făcut România mare, și cei de la Presoan, fii atent, știi povestea cu cei de la Presoan? Cei de la Presoan se duc în anul centenarului în Galtiu și spun, bă, care mai trăiți? Și ce fac, Damian? Iau poza asta, să intrați pe presoan.ro și o să găsiți un veac de tras în chipuri, așa se cheamă. De ce? Pentru că Samoilă Mârza, fotograful, le trage chipul în poze. Da? Face poza aceasta, după care la 100 de ani peste cei de la Presoan vin, decupează oamenii de acolo, portretele individuale. Îi scot în față și spune așa, Maria a lui, și sunt denumiri, mă rog, n-are rost să ne încărcăm, dar zice așa, Mariții a lui Ciofliг, Ștefan Magda, zis Peca, Galenii Mârza, nu cu tare, îi scoate și apoi se duc în sat și le caută neamurile.
Și avem o poză cu personajul decupat și o poză cu nepotul lui sau strănepotul. Și zice, se face pielea de 10 ori ca de găină. Bunica mea care în dimineața aia s-a îmbrăcat așa, s-a spălat, s-a primit ministră, bunica mea care așa cu tare. A luat. De exemplu... Presupun că nu mai trăia nimeni din poza respectivă. Nimic, dar era o rudă directă și sunt scoși de acolo. De exemplu, nu vreau să bag în ele ca să ne iasă podcastul frumos, dar nu știu dacă pe acest steag sau unul dintre steagurile din... Galciu avea unul singur din preajmă, pentru că n-aveau culoarea galbenă, au spart 150 de ouă și din gălbenuș au făcut culoarea galbenă la tricolor. Nu vreau să bag în ele ca să ne... Că ăsta e. Cu siguranță au fost și cazuri dintre astea. Bun. Ca să nu mai lungi, uite-te, te rog, postură. Se vede că e, da, cu salba la gât, ultima din dreapta. Și o scoate de acolo. Aia cred că este mariția lui Ciofling. Dar nu vreau să greșesc, pentru că găsesc acolo pe persoane munca oamenilor și n-are rost să o facem noi pe interesanții dacă acolo. Bun. Haide, bă, zice că merg și eu cu voi. Pune amator, amator. Eu cu tine să mergem la un meci de fotbal în care stă 9-9 și avem norocul să facem niște poze. Ajunge la Alba Iulia. Atenție, vremea nu e prietenoasă. Nu vorbim de un aparat din ăsta pe care îl face așa și după aia fotografiezi. Trebuia să stea lentilele. Să nu uităm, e iarnă. E iarnă. Bun. Ajunge acolo și este poza aceea faimoasă, nu mai știu unde, înainte sau înapoi, pe care ai dat-o și tu. Aceasta, da, este făcută de Samuilă Mârza. Sunt 3 fotografii trase în Galtiu. Unii spun că încă 5 aici afară la mare adunare populară de la Alba Iulia, alții spun că doar 4. Ne învârtim între 8 și 7 și 8 poze. Da? Asta e toată moștenirea pe care o avem de la cel mai mare eveniment din istoria noastră. Făcute de un amator care nu trebuia să găsească acolo. Am spus că dacă ajungea o zi mai târziu, nu 20 de zile, pe 2 decembrie, la revedere, discutam de crochiuri acum. Și da, de pensulă și de... Bun. Ideea este în felul următor. De ce toate astea sunt afară? Și de ce nu există nicio... Asta este documentul citit de Iuliu Hosu, da? Dar de ce dinăuntru? Și mai sunt alea cu românii acolo, cu steaguri, ați văzut că se mai vede Galtiu. El era normal interesat să facă poze băieților și fetelor din Galtiu, că erau de lor. Pentru că el nu a avut credențiale, știu, sună absurd, n-a avut acreditare. N-a avut patalama. Aia era totuși o adunare oficială. Da, și nu există o poză, o imagine din momentul în care se semnează. Nu există. El, hop, stai așa un picuț, unde te duci? Păi înăuntru. Păi cine, tu ești de capul tău? Și atunci el face aceste poze numai de afară. Întrebat, mă, tu știi ce-ai făcut? Ți-ai dat seama vreodată ce-ai făcut? Întrebat la vârsta Senectuții, zice așa, nu. Mi-am dat seama că dacă nu făceam eu poze acolo, nu era nimic. Acum văd și cei care n-au fost. Dar nu s-a bătut niciodată cu cărămida în piept să spună, bă, dacă n-am fost eu unicul fotograf acolo, voi, tăticule, n-aveați nicio poză. N-a realizat importanța evenimentului. Și cinstit vorbind, cred că prima generație, cel puțin după momentul ăsta, nu din poze a trăit amintirea. Corect, corect. El imediat după aceea, atenție, el are undeva la... 32 de ani, e leat cu Iuli Hosu, care are, cred, 33, vârsta lui Isus în momentul în care citește, nu? Da. Citește. Ce vreau să zic este că nu era un tip cu experiență. Damian venise din primul război mondial după 4 ani de pribegie, adică nu prea cred că îți mai arde să te sui. Ori a realizat însemnătatea evenimentului, nu a pozelor pe care le-a făcut, însemnătatea evenimentului. Bă, merg cu voi la Alba Iulia. Eu aș fi stat acasă după 4 ani de război. Mai luam o lună, două, trei, ceva, știi? Să ne ferească Dumnezeu și de experiența războiului. Ea ne mai transpiră din cărțile, romanele dedicate experienței de război. Corect. Strict pentru spațiul ăsta este Liviu Rebreanu, cu Pădurea Spânzuraților, Apostol Bologa, imaginea soldatului transilvanean, dar mai Ultima Noapte de Dragoste, Întunecare, etc. Multe. Pe de-o parte, stresul psihic resimțit de oamenii ăștia care au făcut 4 ani de război, dar pe de altă parte, nici evenimentul ăsta nu cred că îl vom putea noi compara vreodată cu ceva. Faptul că se vorbea deja de generații, Monșer, de ideea reunirii românilor, corect, iar oamenii ăștia o trăiesc.